Bineînțeles. M-a dat lumea la ziar, cam talent și sunt șucar. Lasă-mă de lumea toată, că sunt marcă registrată. Mă pup! O dedicație de toți banii, de la el pentru dușmanii care îi poartă tică și n-au valoarea lui. La umbra limuzinei ozenistice, acest îmbogățit de modă nouă își cântă supărarea cât îl țin plămânii, așa ca să îl audă și băieții de Rafis care i-au pus gând rău. Tocmai l-ați cunoscut pe Țanca Uraganul, fata de culoare de pe străzile gri ale Ploieștiului, posesor de limuzină scumpă și portofel gros. Încă nu-i gata, ne explică manelistul, care își parchează bolidul sub balconul apartamentului cu două camere Comfort 2. Locatarul se pune la patruace, îmbracă hainele de firmă comandate direct din revistele de modă și mai aruncă o privire de control în oglindă. Stați culmiți dușmanilor, la-la-la-la-la-la-la, țacă e de muritor, la-la-la-la-la-la-la. Eu când am plumb de nervi, noi mai cântăm și de nervi și de supărare. Nu să răcorim numai pe alții, mai ne răcorim și noi. La final își pune ceasul auriu de sute de euro pe mână, își mai dă un puf de parfum scump și e gata pentru o ședință live pe internet unde îl așteaptă fanii. Salut toți fanii noștri. Suntem pe live. Suntem pe live, da, vă salutăm de aici de la mine, împreună cu echipa de la Canal D. Și vom face povestea mea de-a lungul vieții, de-a lungul carierei. Povestea mașinii bucurășe și a ANAF-ului. Mașini OZN-uri. Obiect zburător neidentificat. De la mașină îi s-ar trage și norocul, dar și ghinionul, spune cu supărare ploieșteanul cu cărămida de bani la purtător. Așa se descurcă. Da. Are două motoare, unul pe curent, unul pe benzină. Are 360 de cai la un motor de 1,5. Dar, vorba aia, esențele tari se țin în sticluțe mici. Sticluțe șmechere, nu? Sticluțe albe. Păi acum nu are rost să mai ferim prețul. A fost 120.000. Mai ceva ca la salonul auto de la Geneva, așa își prezintă manelistul investiția pe patru roți, la care oamenii din oraș se uită ca la racheta Soyuz oprită la semafor. Mare, nici chiar micuț. Așa să zic, finuț, dar chiar nu-mi place aurul. Bine, aș vrea să am aur, aș vrea să am saci de aur, dar nu să-mi port. Ce-ți plac ceasurile? Mașinile? Îmi plac ceasurile, da, mașinile. Sincer, nu. Să te invidieze lumea, când te sau ajungi și în vizorul ANAF? Iar te-a ajutat. Sincer, nu. Dar, vorba aia, când vrea cu tine stăpânul, ce zic? De la mine țancă o piesă mișto, o piesă excitantă, așa cum sunt eu. Femeia care urcă în mașina mea să facă aha, 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 aha. De la uraganul o piesă mișto, o piesă excitantă,
Cum ți se pare mașina? E gata de... De pământ așa de... 3 milioane de euro. 3 milioane de euro? Da. Mai puțin, mai puțin. Mai tai un pic din el. 2 jumate. 2 jumate. Uite, vezi că ai nimerit.